Când vor fi construite piste pentru biciclete în Slobozia, acum sunt îngrijiți câinii fără stăpân adunați de pe străzile orașului și ce fac edilii pentru ca municipiul să fie mai curat și atractiv pentru tineri. Sunt doar o parte dintre întrebările adresate de elevii clasei a 7-a de la Liceul de Arte Ionel Perlea, primarului Adrian Mocioniu. Întâlnirea adolescenților cu primarul orașului a fost mijlocită de deputatul PSD Ștefan Mușoiu și prilejuită de săptămâna școală altfel. Mai întâi, elevii au mers în vizită la Parlamentul României, unde au fost primiți de deputatul de Ialomița. Impresionat de preocupările adolescenților cu privire la viitorul orașului în care cresc, parlamentarul le-a oferit copiilor ocazia de a adresa întrebările care îi preocupă direct edilului. Ați avut atunci niște idei extraordinare și am vrut ca și primarul Adrian Mocioniu să vă asculte, să vă audă, iar gândurile voastre să se concretizeze prin, bineînțeles, implicarea primarului, a autorității locale, a celor care pot, bineînțeles, alături de voi, să aducă îmbunătățiri și școlii sau clasei voastre. De exemplu, o echipă de basket, deoarece sunt foarte mulți doritori în oraș care ar dori să întemeieze o astfel de echipă. Este o propunere foarte bună. Singurul lucru, singura dificultate pe care o vom întâmpina va fi până vom găsi un profesor calificat cu specializarea basket care să dorească să colaboreze cu noi, dar echipa, propunerea ta mi-am notat-o și îți promit că voi face demersurile ca să înființăm și o echipă de basket junior în Clubul Sportiv Muncii. Îmi plac foarte mult cărțile și aș vrea să propun să deschideți o ceainărie cu cărți, unde noi am putea copiii să citim cărți în timp ce petrecem timp relaxat. Relaxați, bând un ceai și aș vrea să fie angajate la acest local niște persoane care pot să insufle dragostea de cărți copiilor. Propunerea ta o voi transmite către Biblioteca Județeană. Construirea mai multor foișoare la Pădurea Peri, ca să nu mai dormim noaptea acolo doar pentru a ține un loc ocupat. Nu ne-am gândit că vor avea un asemenea succes și vor fi ocupate. Este un semnal foarte clar că cetățenii noștri își doresc să-și petreacă timpul liber în acea zonă. Vreau să spun că vom avea în vedere ca să dezvoltăm acea zonă și să facem un număr mai mare de foișoare. Eu cred că ar trebui să fie să se facă niște adăposturi pentru animale, deoarece sunt foarte mulți câini vagabonzi pe străzi și pot să fie foarte mulți oameni atacați de ei. Dar nu să fie luați de hingheri, să fie făcute adăposturi în care să fie îngrijiți și să li se dea mâncare. Ne avem în oraș un adăpost pentru câini fără stăpân, cu o capacitate de 100 de locuri. Un adăpost foarte modern, care corespunde toate tuturor normelor sanitare veterinare în vigoare. Vreau să-ți mai spun că suntem un oraș unde problema câinilor fără stăpân nu este chiar așa de mare comparativ cu alte orașe. Elevii au cerut administrației publice locale să investească mai mulți bani în școala în care învață pentru achiziționarea unor instrumente muzicale noi și să sprijine tinerii talentați, dar fără posibilități materiale. Eu mi-aș dori foarte mult să se facă multe concursuri de muzică la noi în Slobozia, deoarece am mai mers la concursuri și toți copiii care participă mă întreabă dacă și la noi se fac astfel de concursuri. Una dintre îndatoririle Direcției de Cultură și Învățământ pe care o vom crea în cadrul primăriei va fi inclusiv faptul să organizeze astfel de concursuri. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulți din orașul acesta sunt foarte talentați, dar nu au o situație foarte bună financiară și nu își permit să aibă pregătire suplimentară sau să participe la spectacole
Și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru aceste lucruri. Da. La fel este de datoria acestei direcții ca să identifice talentele deosebite dintre dumneavoastră. Poate nu vom reuși să le identificăm noi pe toate, dar vreau să-ți spun că în fiecare joi, de la ora 2, primarul ține chiar în această sală audiențe unde oricine dorește să vorbească cu primarul, să expună primarului sau zice primarului o problemă pe care o are, poate face acest lucru. De 2 ani de când sunt în primărie, am relaționat foarte mult cu toate categoriile sociale, crescători de animale sau asociații de locatari sau asociații de taximetriști. Vă spun că nu a existat nicio întâlnire care să genereze atâtea propuneri și atâtea discuții interesante câte au generat această întâlnire. Și pentru asta nu pot decât să vă felicit. De-a lungul experienței mele, n-am fost așa de impresionată ca astăzi, pentru că, nu că n-am fi noi importanți, dar parcă odată în plus ne considerăm, și vorbesc în numele copiilor, ne considerăm niște oameni deosebiți. Noi am pornit de la ideea plimbării noastre în București de relaxare. Dar ideea domnului deputat Mujoiu a venit în ultima secundă când a aflat că noi mergem la București și ne-a propus să mergem să facem o vizită la Parlament. Normal, copiii au fost foarte încântați. Ne întâlnim la anul și vedem ce s-a vedem cu lista în față ce s-a făcut și ce este bine așa? Da. Și inclusiv ce ați făcut. Copiii au fost invitați apoi în biroul primarului și chiar au încercat fotoliul alesului local. La sfârșitul vizitei, elevii au dat dovada talentului lor și au oferit un mic spectacol artistic. Și pentru că a vrut ca vizita la Parlament să rămână o amintire frumoasă peste ani, deputatul Ștefan Mușoiu le-a oferit elevilor câte un tablou cu fotografia de grup realizată în celebra clădire unde sunt votate legile țării.